Campionatul național de tenis de câmp pentru seniori de peste 30 de ani a fost organizat în condiții foarte bune de Tenis Club AS. Au participat aproximativ 140 de practicanți ai sportului alb. Turneu reușit, trebuie să spună cei care au participat. Eu pot să spun doar că mi l-am dorit foarte mult, aceste campionate naționale. Este un proiect pe care l-am început încă de acum 4 ani. În momentul în care ne-am simțit cu adevărat pregătiți, în momentul în care am crezut că avem capacitatea de a organiza, aș vrea să vă spun că chiar și mie mi-au depășit așteptările acești oameni. N-am fost fals în nimic când am spus că sunt impresionat că am văzut pe terenul de tenis persoane de 70-75 de ani care joacă extraordinar, care au în continuare ambiții. Am avut sprijinul Federației Române de Tenis, aceste superbe tricouri de campion. Ești, indiferent de vârstă, ești până la urmă campionul României, cel mai bun dintr-o țară, aceste medalii primite. În același timp am avut niște parteneri generoși, oameni care iubesc tenisul și datorită lor am reușit să acordăm premii de aproape 15.000 de lei la toate categoriile, simplu, dublu, plus premiile speciale. Directorul Tenis Club AS și-a exprimat dorința de a mai organiza și edițiile următoare ale competiției, chiar dacă mai sunt și alte cluburi în țară care pot face acest lucru.